Bună seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un băiat de 12 ani s-a stins din viață în această dimineață la Institutul Mamei și Copilului. Părinții acuză medicii de moartea acestuia. Beat criță și urmărit de poliție, un șofer a izbit cu mașina două autoturisme pe strada Petricani. În rezultat, două femei și un copil au fost răniți. La sfârșit de august, moldovenii veniți acasă în vacanță pleacă din nou în țările în care trăiesc. Aeroportul e astăzi aglomerat, la fel ca și Vama Albița. Studenții care nu au loc în cămin sunt nevoiți să închirieze apartamente. La Chișinău, prețurile pornesc de la 200 de euro pentru o cameră. Un băiat de 12 ani a murit la Institutul Mamei și Copilului, iar părinții acuză medicii de neglijență. Băiatul, care suferă de pancreatită, a fost adus la spital săptămâna trecută pentru câteva perfuzii, dar s-a stins azi dimineață. Medicii spun că investighează cazul, dar au refuzat să ne ofere mai multe detalii. Băiatul de 12 ani suferea de pancreatită de mai mulți ani. Săptămâna trecută, în urma unei crize, a fost dus la Institutul Mamei și Copilului, unde medicii au decis să-i fie administrate perfuzii timp de 3 zile. Părinții se plâng că înainte de asta, doctorii nu i-au făcut nicio analiză de sânge, iar sâmbătă, după ce i-a fost administrat ultima dată medicamentul, copilului i s-a făcut rău. La registratorul nu trimis înapoi în secții, din secții nu trimis iar în reanimații, eu tot timpul ăsta cu dânsul mână, dar spitalul e foarte mare. Adică timp de 3-4 ori până când ne-o primit în reanimare. Eu eram lângă dânsul când copilul a chicat în comă. Și mai departe s-a început mai grav și mai grav și mai grav. Ei nu au acordat duminică toată ziua, până când copilul nu a căzut în comă și luni abia au făcut consiliu. În timp ce băiețelul se afla la spital, tatălui a decis să meargă la o clinică privată. Copilul, pe baza de analizele astea care le-am făcut pe data de 27, eu personal, adică el nu a putut să supraviețuiască. Dar ei mi-au spus copilul în stare, adică să-i fac perlivanie crovii, da? Ca să-l scoatem din criza asta. După ce eu făcut perlivanie crovii, copilul era înflat, îi curge sânge și pe ochi, și pe urechi, și pe nas. Purtătorul de cuvânt al spitalului ne-a confirmat că băiețelul s-a stins în secția de reanimare la ora 3 dimineața. Am încercat să vorbim cu șefa secției pentru a afla mai multe detalii, dar aceasta nu ne-a răspuns la telefon. A primit tratamentul medicamentos, însă, din păcate, a decedat. Vom investiga toate aspectele cazului menționat și vom veni cu detalii mai târziu. Ne-au spus că e pe bază genetică. Autism, că e ceva genetic, bolnav de cap și așa mai departe. 12 ani, am două cartele ca așa, niciun medic nu ne-a arătat așa diagnoză. Marius se afla de jumătate de an în Germania, alături de familia sa. A început să învețe la o școală de la Berlin, iar părinții se bucurau de primele lui rezultate. Tatăl copilului spune că s-a întors recent în țară pentru a-și însura fiul mai mare. Nunta urma să aibă loc pe 7 septembrie. Păreri de rău, nunta să facem mormântare. Eu vreau să înțeleg care e pricina copilul meu o mărs pe picioare până în reanimații și l-am scos înapoi cu picioarele înainte. Rudele spun că vor merge până în pânzele albe pentru a-și face dreptate. S-au adresat la procuratură. La procuratura botanică, în care nu era astăzi de odihnă până luni, nu era nimeni, însă am găsit un procuror care s-a spus că e de serviciu și ne-a primit plângerea și ne-a recomandat să ne apropiem săptămâna viitoare. În rest, alte investigații cred că nu o să mai fie făcute și până săptămâna viitoare se inventează 100 de diagnoze. Am sesizat Ministerul Sănătății în legătură cu acest caz, iar responsabilii ne-au spus că vor investiga toată asistența medicală oferită băiatului din momentul internării. Două femei și un copil au ajuns la spital după ce un șofer beat care încerca să fugă de poliție a lovit mașina în care se aflau. S-a întâmplat în această dimineață pe strada Petrican din capitală. A fost avariat și un BMW oprit la culoarea roșie a semaforului. Până la urmă, tânărul care a provocat accidentul a fost reținut. Știți că din cauza dumneavoastră 4 persoane au fost rănite? Cum explicați ceea ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Ați consumat alcool? Erați singur în mașină. De unde veneați? Unde vă deplasați? Potrivit
potrivit poliției, un șofer aflat la volanul unei Toyota a fost observat de inspectorii de patrulare având un comportament suspect în trafic. Se deplasa de pe o bandă pe alta, inclusiv pe contrasens. Oamenii legii au făcut semn să tragă pe dreapta, acesta însă nu s-a oprit și a apăsat pe accelerație, lovind două automobile care stăteau la semafor, un BMW și o Toyota Prius. Stăteam la semafor și ne-a lovit din spate mașina Toyota C334. Noi stăteam parcați la semafor. Erați singur în mașină? Era cu băiat. Speriam? Desigur. Avea viteză? Avea bună viteză. Dacă uitați-vă mașina cei unii au împins-o de acolo. Martorii care se aflau în acel moment în preajmă au auzit un zgomot și au venit să vadă ce s-a întâmplat. Я не видел сам, я слышал что удар, перебежал уже ситуация вся была уже такая. Eu nu m-am văzut. Eu cred asta care vine vad. Eu am avut budensul și a stricat pe poliție și la volan. În urma loviturii, Toyota, care stătea la semafor, a fost proiectată într-un pilon de pe marginea drumului. Două femei de 23 și 58 de ani și un minor care se afla în mașină au fost transportate la spital. Cel de-al treilea șofer, care se afla la volanul BMW-ului, nu a pățit nimic. Bărbatul de 28 de ani, care a provocat accidentul, a fost testat cu etilotestul. Rezultatul a arătat că gradul de alcoolemie a depășit de 5 ori norma admisă. Șoferii au ocolit astăzi vama Palanca din cauza lucrărilor de reparație a drumului pe partea ucraineană. Асфальт горячий, по нему нельзя ездить, пока он не укатается, пока не остынет, чтобы не разрушить то, что мы строим. Завтра что вы будете делать? Еще одну полосу сделаем, и все, и можно будет свободно ездить уже. Cum a fost astăzi traficul în Vama Tudora și când se va deschide cea de la Palanca, aflați în câteva minute la știri. Zona plecării de la aeroport este zilele acestea mai aglomerată decât oricând. Moldovenii veniți să-și petreacă scurtele vacanțe acasă se întorc în țările în care trăiesc. Unii au plecat cu tot cu familii, alții însă și-au luat rămas bun de la părinți sau copii cu lacrimi în ochi. Mariana Lupașco era la aeroport cu toată familia, cu soțul și copilul lor. Au fost acasă doar 3 săptămâni, iar acum pleacă înapoi în Italia, țară unde le este casă de 5 ani. Plecăm înapoi, în Italia. Bine acasă, bine. La părinți. Vin acasă doar pentru dorul de părinți. De bunica mea, că mai este în viață. Natalia nu a mai fost acasă de 4 ani, iar vara aceasta a revenit doar pentru 3 zile. Pleacă și ea în Italia, unde este stabilită de 12 ani. Mult e scump. Mai mult ca Italia scump. Dacă două cafele 50 de lei, eu am nebunit. Ați revenit acum înapoi în Moldova, trebuie să studiau. No. La ghișeile de înregistrare s-au format cozi mari. Dintre cei care pleacă, nu am reușit să găsim pe cineva care să spună că ar vrea să revină în Moldova pentru totdeauna. Ne întoarcem înapoi, în Portugalia. Toată familia suntem. Venim aici la vacanță. Ați revenit înapoi în acasă pentru totdeauna? Nu. Aici e foarte rău. Adică totul e schimbat, totul e mai scump ca în Europa. Pentru mulți dintre cei care și-au găsit rostul în alte state, Moldova nu mai înseamnă acasă, ci a rămas doar țara în care vin să-și vadă rudele. Cu sujelenie, cu radoste, mă iedem domoi. E mai șasliv că mă uijaim. Canada, de mine, уже dom. Potrivit ultimelor date oficiale, publicate în mai 2018, numărul moldovenilor plecați peste hotare este de aproape 800.000. E aglomerație și în alte puncte de trecere a frontierei, cei care au intrat în România prin Vama Albița au avut nervii întinși la maxim. Vamii și români s-au confruntat cu o problemă tehnică la baza de date, iar preț de 2 ore nicio mașină nu a trecut frontiera. Reprezentanții de la Vama Sculeni spun că la prânz, după barieră la intrarea în România, era formată o coloană de peste 70 de mașini. După ce problema a fost rezolvată, autovehiculele au putut să-și continue drumul. Studenții care nu au încăput în cămine sau își doresc condiții mai bune au început să-și caute locuințe în chirie. În anunțurile imobiliare, toate sună bine și sunt la 10 minute de facultate. Dar realitatea este deseori diferită. Așa că unii apelează la agenții. Cum prețurile sunt destul de mari, mulți tineri se gândesc să împartă apartamentul și cu alții. Nu sunt pretențioși, asta spun specialiștii în domeniul imobiliar despre studenții care sunt în căutarea unui apartament, dat fiind faptul că au mai rămas câteva zile până la începutul anului de studii. Închirierea unui apartament cu o cameră pornește de la 200 de euro în funcție de sector, dar și de comodități. Ani хотят условия для учебы, нужны письменные столы и желательно, чтобы это было недалеко от места, где они учатся. Машина стиральная, холодильник, духовка, плита, это все должно быть. А если это иностранцы, то они
хотят прям близко, потому что они не сильно знают город. Но если большой спрос в одной зоне, то, соответственно, и цена будет другая. Și proprietarii locuințelor au doleanțe. Хозяева, соответственно, заинтересованы сдавать на долгий срок. Договор защищает как и хозяина, так и клиентов. Unii părinți nu vor să verse lunar sute de euro în buzunarul celor care dau locuințe în chirie și preferă să procure apartamente plătind rata la bănci. Observăm tendința că decât să plătească chiria, plata lunară la credit este mai accesibilă, pentru că s-a mobilizat sectorul bancar și ratele dobânzilor se scad. Iar unii studenți se descurcă pe cont propriu. În ajutor le vin rețelele de socializare, anunțuri precum caut urgent gazdă, o cameră în mai mult de 50 de euro sau sunt studentă și caut încă o fată la gazdă, cameră 45 de euro, au invadat rețelele de socializare. Astfel că în era informațională, stațiile și pilonii din capitală au devenit mai săraci în astfel de anunțuri. Vama Palanca a fost închisă în aceste două zile pentru că la mijloc de săptămână este mai puțin aglomerată, așa că se pot face lucrări în liniște, spun responsabilii de acolo. O parte din angajați merg la Tudor, acolo unde sunt direcționate și mașinile. Reparația pe partea ucraineană se va încheia mâine după amiază. În aceste două zile se lucrează pe câte o bandă de drum. Muncitorii pun ultimul strat de asfalt. Mașinile circulă în continuare pe aici, doar că șoferii, în loc să vireze spre Palanca, mai merg încă cel mult 20 de kilometri și intră în țară prin vama de la Tudora. Asfalt gheață, по нему нельзя ездить, пока он не укатается, пока не остынет, чтобы не разрушить то, что мы строим. Что вы будете сделать? Еще одну полосу сделаем, и все, и можно будет свободно ездить уже. Сегодня только здесь. И сколько еще километров у вас есть? Здесь у нас участок от 6 до 7 километров. Все, потом разметка, знаки. Șeful punctului de frontieră de la Palanca spune că solicitarea a parvenit din partea Ucrainei, așa că pe durata lucrărilor, jumătate din Vameș pleacă la Tudora. Luând în calcul intensitatea transportului, avem 1300-1400 de unități transport în fiecare zi, în ambele direcții. Și de aceea, dar în zilele de 29-30, în mijlocul săptămânii, adică se redus în jurul la 800-700 de unități transport. Și de aceea, noi am convenit în zilele date să le permitem partii ucrainene ca să-și asfalteze porțoara asta de drum. Încă de la intersecția cu drumul care duce spre Palanca, polițiștii de frontieră stau de pază și îi avertizează pe șoferi. Mulți dintre conducătorii care au fost astăzi direcționați spre Tudora spun că preferă vama de la Palanca, pentru că... Vama este comună cu ucrainenii. Și mult mai ușor. Sigur că da. Și pe aici, ce anume e? Deci drumul este mai rău și durează mult mai mult timp. Și Eric, originar din Polonia, spune că de fiecare dată alege să intre și să iasă din Moldova pe la Palanca. Astăzi a scăpat de aglomerație, de obicei însă... I don't have a very good feeling with this one because we one time stand here for 10 hours, so it's not a very good memory of this one. Șoferii microbuzelor de rută spun că traficul este mai intens în weekend. Duminică la întoarcere, de regulă se întorc. Mai mult, întoarce mai multă lume. Am găsit și dintre cei care nu se necăjesc și spun că modificările îi lasă rece. Se întorc din vacanță, așa că sunt cu bună dispoziție. Păi mergi la mare după dispoziție să acumulezi sănătate pentru ani de zile. Postul Vamal Palanca va fi închis și mâine de la ora 8 dimineața până la 15. O grădiniță ca o carte cu povești este în satul Puhoi din Ialoveni. Copacii sunt ca niște pagini ilustrate cu personaje din desene animate. O tânără mamă este cea care a dat culoare locului. De 4 ani are grijă să picteze pomii. Vedeți ce planuri mai are imediat la știri. După mai multe proteste, Vladimir Putin dă înapoi într-un discurs televizat la adresa națiunii. El a propus relaxarea reformei nepopulare a pensiilor. Putin a propus ca vârsta de pensionare la femei să crească nu cu 8 ani, cum anunța inițial, ci cu 5, la fel ca în cazul bărbaților. Nu, так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Putin consideră că vârsta de pensionare propusă de Duma de stat este prea bruscă. Acum femeile din Rusia ies la pensie la vârsta de 55 de ani, iar legea indică majorarea vârstei până la 63. Putin a propus 60 de ani. Un privilegiu vor avea mamele cu mulți copii. Femeile cu 3 copii vor ieși la pensie cu 3 ani mai devreme, cu 4 copii cu 4 ani. Referitor la mamele cu 5 copii sau mai mulți, legislația nu va suferi modificări, vârsta de pensionare rămânând de 50
de ani. În ceea ce ține de majorarea vârstei de pensionare a bărbaților de la 60 la 65, Putin nu a găsit necesar de a face modificări. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. În plus, Putin a mai propus pedeapsa penală pentru concedierea persoanelor cu 5 ani înainte de vârsta de pensionare. Declarațiile de astăzi a președintelui rus intră în contradicție cu cele de acum 3 ani, când Putin spunea că Rusia nu este pregătită să ridice brusc vârsta de pensionare. Deci, dacă 65 postăm возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит, отработал в деревянный макинтош и поехал, что ли? Bărbații din Rusia au o speranță de viață de 66 de ani, în timp ce la femei este de 77, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Proiectul de lege aprobat în prima lectură la sfârșitul lunii iunie prevede majorarea progresivă a vârstei de pensionare, o premieră în Rusia în ultimii 90 de ani. Documentul a provocat proteste în rândul cetățenilor, iar peste 3 milioane de ruși au semnat deja o petiție online împotriva reformei sistemului de pensii. Președintele ucrainean Petro Poroșenko este gata să aibă o întrevedere cu Igor Dodon doar dacă acesta va recunoaște integritatea teritorială a Ucrainei, având în componența ei și regiunea Crimeea anexată în 2014 de ruși. Declarația a fost făcută de Poroșenko la o întâlnire cu ambasadorii ucraineni. Purtătorul de cuvânt al președintelui moldovean a declarat că va veni cu o reacție săptămâna viitoare. În campania electorală pentru prezidențială, Igor Dodon ar fi declarat că regiunea Crimeea aparține rușilor și nu Ucrainei. Ulterior, la emisiunea Profunzime, acesta a spus că afirmația a fost interpretată greșit. Ministerul de Externe de la Chișinău a reacționat în legătură cu situația creată zilele trecute la frontiera moldo-română, când un grup de cetățeni români a rămas blocat în Vama Leușeni. Cu mai multe detalii vine colega noastră, Loreta Lisnic. Loreta, bună seara! Bună seara, Sorina! Într-un comunicat emis în această seară, se arată că Ministerul de Externe de la Chișinău regretă situația creată acum câteva zile la frontiera moldo-română, precizând că de vină ar fi dificultățile apărute la sistemul informațional al poliției de frontieră, dar și comportamentul inadecvat al unor cetățeni. Timp de 2 zile, un grup de unioniști care au pornit într-un marș al centenarului au rămas blocați între Vama Leușeni și Albița. Inițial nu li s-a permis pentru că ar fi avut un comportament inadecvat și ar fi încălcat ordinea publică. Ulterior, în urma unor discuții cu șeful poliției de frontieră, aceștia au trecut, însă unionistul român Gheorghe Simion a rămas. Totodată, astăzi, ambasadorul Moldovei la București a fost chemat la Ministerul Român de Externe pentru a oferi explicații, iar ambasada României de la Chișinău s-a autosesizat și a cerut respectarea drepturilor cetățenilor români. Atât la acest subiect, la revedere! Loreta, mulțumesc! O școală pentru viitoarele mămici a fost deschisă la Criuleni. Acolo femeile vor învăța cum să se poarte în timpul, dar și după naștere. Astăzi, 6 graviduțe deja au fost la prima lecție și au ascultat atent sfaturile medicilor. La curs au fost invitați și viitorii tătici, însă niciunul nu s-a arătat interesat să vină. Trebuie să vă bucurați la fiecare durere. Înseamnă că dacă este durere, noi suntem cu un pas mai înainte. Zinaida Ciumac este la prima sarcină și are mari emoții. A venit astăzi la școala pre- și postnatală și spune că va fi o elevă exemplară. Sunt momente care, de exemplu, tu le cunoști, dar nu într-atât de profund, de adânc, adică la naștere, de exemplu, ce poziții trebuie să facem, cum să ascultăm anume când am de acum naștere, aceasta eu tot n-am știut exact așa pe momente. Eu cred că n-ați plec la naștere, să mă sunt mult mai sigură. Și adică n-a să mă tem. Bravo, corect. Corect. Dumneavoastră? Da. Nu. 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 Da. Nu.
Tatiana Nicolaeva este din Dubăsar și spune că până acum s-a informat mai mult de pe internet sau de la prieteni. Nu regretă că a venit astăzi până la Criuleni, deoarece a aflat multe lucruri noi. Personal am minimalizat presiunea asta morală, că se produce diferit această sarcină la oameni diferiți. Te pregătește. Pentru mine asta costă mult. În școala inaugurată astăzi, viitoarele mame vor fi instruite cum să se comporte corect în cele 9 luni de sarcină, în timpul travaliului, dar și cum să îngrijească de nou născut. Profesori vor fi un psiholog, un ginecolog și un neonatolog de la spitalul din Criuleni. Evident, o să explică mame ce se întâmplă și copilul în timpul sarcinii, cum evoluează, care sunt dezvoltările lui în fiecare lună, în fiecare săptămână. Durerea se împarte cât la mama, atât și la făt. Și cum să facem o acomodare mai frumoasă și mai ușoară în primele zile după ce s-a născut. Medicii spun că sunt frecvente cazurile când viitoarele mămici nu știu nimic despre creșterea unui copil. După deschiderea acestei școli, directorul spitalului speră că va crește și numărul de nașteri. Am hotărât că să facem pentru viitoarele mămici, viitoarele familii, această școală cu scop de a-i atrage la noi, de a cunoaște că există o maternitate modernă, că există o susținere din partea colectivului medical prin diferite lecții, prin diferite seminarii. Proiectul este realizat din bani europeni și implementat de PNUD Moldova. As a father of four healthy children and husband to a healthy wife, I'm extremely privileged. And so I'm extremely privileged that everything went well for my family. And believe me, I know what I'm saying when I say it's important to provide good services pre- and postnatal care to families. Cursurile pentru graviduțe la școala pre- și postnatală de la Criuleni sunt gratuite. O adevărată poveste se conturează în curtea unei grădinițe din satul Puhoi, Ialoveni. Pe tulpina fiecărui copac sunt scene din desene animate cu personaje pe placul copiilor. Picturile neordinare au fost făcute de o tânără mamă care, plină de energie, dă culoare instituției în fiecare an. Grădinița Foișor din Puhoi este ca o carte frumos ilustrată. Fiecare copac este o nouă pagină pictată cu migale. Olesea Potăreanu este cea care își plimbă pensulele pe tulpini, lăsând în urmă personaje din desene animate pe placul copiilor. Îmi place această pasiune din școală. Eram activ în toate, adică ce ținea de pictat, eu pictam. Este un dar, cred, care îl am eu. Și orice văd, îi dau viață pentru o mică pictură. Chiar dacă nu a absolvit nicio facultate de arte, iar ocupația sa de bază este să îngrijească o plantație de căpșune, Olesea are o pasiune pentru pictură încă de când se ține minte. Așa că atunci când educatoarea instituției a venit cu această idee, ea a acceptat fără ezitare. Era cam trist terenul nostru, parcă întotdeauna când vineam dimineața, îmi părea că ceva lipsește. Și lipsea, adică, multe lucruri, inventarul de joc și pentru a înviora curtea grădiniței, m-am gândit că ar fi bine să le dăm viață copacilor. A fost o idee foarte interesantă, adică copiii sunt atrași de aceste personaje pe copaci. E foarte dificil și foarte migălos să pictez pe scoarță, dar prin adâncituri, vopseaua am rotunjit-o, i-am dat o nuanță și s-a primit. Acum spune că este mulțumită când își vede munca apreciată și ar vrea să picteze și mai multe săli din interiorul grădiniței. La grupa pregătitoare, fiindcă copiii sunt deja de o vârstă mai mare, deja o să vedeți, creionașe cu structura numerelor, copăcei cu alfabet, copăcei cu cifre, adică ceva din categoria de vârsta lor. Iar copiii din sat vin la grădiniță cu același entuziasm cu care ar merge la cinematograf. Nici nu știi când descoperi un personaj sau o poveste nouă. Eu în fiecare zi când vin la grădiniță să o văd pe alba, că se bat pe alba ca zăpada, că este personajul meu preferat. Îmi place. Fița roșie. Alergam printre copaci, când v-ați aprins ăla. Și ne place că copacii sunt mai colorați. Eu când vin la grădiniță, găsesc multe personaje din poveste. Și îmi place că privesc desene animate cu ele și citesc despre ele. Și părinții admiră desenele de pe copaci. E ceva foarte frumos, copiii se bucură nespus de mult. Și într-adevăr, ei erau de față când, deci, spictau.
bucuroși, emoționați. Olesea spune că a primit deja propuneri de la alte grădinițe, dar și de la locuitorii din sat, care abia așteaptă să le fie transformați copacii sau porțele în povești pentru copii, iar ea este gata să treacă pe la fiecare în timpul său liber. Nu doar oamenii pot fi creativi. Angajații unei grădini zoologice din Austria au descoperit că o panda care își duce traiul acolo este talentată la pictat. Merkt, wie sie Spaß macht. Sie greift oft schon wirklich aktiv nach dem Pinsel, zieht ihn zu sich heran und... Administrația grădinii zoologice vrea să scoată la vânzare picturile pentru a tipări o carte ilustrată despre panda. Imediat în jurnal aflați cât ar putea să coste un tablou. Peste 50.000 de cărți au donat anul acesta la salonul de carte Bookfest. Cititorii pasionați și-au găsit lucrările preferate, iar cele 50 de edituri prezente s-au întrecut în reducere. Unele cărți s-au vândut chiar și la jumătate de preț. O premieră la expoziția din acest an este lansarea 18 titluri de carte dedicate centenarului Marii Uniri. Cea mai importantă este Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. O avem într-un set și tot aceeași carte, noi o avem în 6 volume. Această editură a venit la târg cu peste 5.000 de titluri de carte. Reprezentanții spun că în prima zi romanele s-au vândut la repezeală. Una dintre cele mai întrebate este Arsă de vie de Suad, care prezintă realitatea unei fete din Cisjordania. Prin ce incomodități, prin ce suferință ei trec. Îmi pare rău, sunt așteptată, viața e ușoară, nu-ți fă griji. Cărțile intră în top de vânzări. Managerii editurilor spun că au și cărți valoroase prin calitate, dar și design. Churchill, lucii z britanțăv, diferite scrisori. Sunt anume copiii lui care sunt copiate, nu tipărite, ci adaugă valoare. Tot asta este făcut manual. Așa cărți în Moldova la moment încă nu se editează. Copiii au fost răsfățați cu standuri dedicate doar lor. Părinții cu buzunarul mai plin au putut să-și răsfețe picii cu o enciclopedie de 275 de lei, cea mai scumpă de la editura respectivă. Este o enciclopedie pentru copii de 4-5 ani, are imagini atractive, text foarte bine scris. Beatrice și Cassandra sunt printre micuții care nu își puteau lua ochii de la standuri. Surorile au venit împreună cu părinții ca să-și îmbogățească biblioteca pe care o au acasă. Căutăm manualele care ne trebuie să le avem pentru școală. Avem multe cărți și îmi place foarte mult să citesc. Și pentru că nu doar cărțile dezvoltă imaginația, românii au adus jocuri de logică, unele chiar premiate la competiții de profil. Acesta, de exemplu, este cel mai căutat în prima zi de târg. Avem 12 pinguini, fiecare pinguin ascunde câte un ou colorat, are câte o insulă de gheață, numerotată până la 6 și scopul jocului este să-ți aduci 6 pinguini. Cel mai scump însă este un joc produs de belgieni de 2150 de lei. Diferența o fac materialele din care este produs. Sunt cu agrement, cu vopsea non-toxică, sunt foarte bună pentru logica spațială, da? De construcție. Această femeie a venit la Bookfest ca să cumpere cărți pentru copiii centrului la care lucrează. Facem calculele cât ne va costa premiile pentru copii ca să vedem dacă ne încadrăm în suma care o avem rezervată. Cum vă par prețurile? Accesibile, cel puțin. Că cartea bună trebuie să coste. Iar Olesea, la fel ca și la ediția precedentă, nu a venit cu o listă, dar a plecat cu punga plină. Uitam la cărțuliile motivaționale pentru copii, la cărțile de la editurile din România, deci prețurile aici sunt mai bune. Salonul de carte Bookfest este la a treia ediție și este deschis în perioada 29 august-2 septembrie. O mașină fără șofer a intrat într-o mulțime de pietoni care așteptau să traverseze strada, iar un băiat de 16 ani a fost rănit. Incidentul a avut loc ieri în orașul rus Perm. Din imaginele surprinse de camera de supraveghere se vede cum mașina merge înapoi, lovind câțiva oameni, apoi se oprește într-un indicator. Potrivit presei ruse, autoturismul aparține unei femei în vârstă de 61 de ani, care și-a parcat mașina și a plecat, dar nu a tras frâna de mână. Rusia a început pregătirile pentru cele mai mari manevre militare de după anii 80. La aplicațiile din septembrie, care se vor desfășura în Siberia, vor participa aproape 300.000 de soldați, fiind implicate și trupe din China și Mongolia. Exercițiul
Exercițiile Vostok 2018 se vor desfășura între 11 și 15 septembrie în Siberia Orientală. Potrivit ministrului rus al apărării, manevrele vor implica peste 1000 de avioane, 36.000 de blindate și în jur de 300.000 de militari, care constituie o cincime din totalitatea armatei ruse, care numără 1 milion de oameni. Ministrul a mai adăugat că exercițiile vor fi mai de amploare decât cele din anii 80. Aici, пожалуй, будут еще масштабнее, чем вот Запад. Учение 1981 года. Ministrul chinez al apărării a anunțat săptămâna trecută că va trimite peste 3.000 de militari din Armata Populară de Eliberare. Trupele chineze vor aduce cel puțin 900 de tancuri și 30 de avioane. Anul trecut, exercițiile Zapad 2017 au reunit, potrivit Moscovei, 12.700 de militari din Rusia și Belarus. La rândul său, NATO, care stă cu ochii pe Rusia, a anunțat cele mai mari manevre din ultimii ani, care vor avea loc în noiembrie în Norvegia, în apropiere de cercul polar, în condiții de iarnă extremă. Ele vor implica 40.000 de oameni din cele 29 de țări ale Alianței, dar și din Suedia și Finlanda. Exercițiile NATO vor testa faimosul articol 5 din Carta Alianței, care spune că un atac împotriva unuia dintre membrii este un atac împotriva tuturor. O statuie a lui Recep Erdogan ridicată în centrul unui oraș din Germania a stârnit controverse. Monumentul a fost ridicat la un festival de artă cu motoul Vești proaste. Președintele turc este prezentat cu brațul drept ridicat, amintind de statuia lui Saddam Hussein, dărâmată în timpul invaziei din Irak. Peste doar câteva ore, cineva a scris pe ea o înjurătură și a pus o lumânare cu mesajul Libertate presei. Tot mai criticat în Occident, Erdogan a fost votat de o mare parte dintre milioanele de turci aflați în Germania. A avut un curaj incredibil. Un turist din Germania a traversat cu un caiac o cascadă de 30 de metri din Canada. Momentul spectaculos a fost filmat. Din imagini se vede cum bărbatul vâslește cu încredere spre malul abrupt, iar după ce cade de la înălțime, se află câteva secunde sub apă. Când a ieșit la suprafață, neamțul a strigat de bucurie, fiind întâmpinat de prietenii săi. O panda de la o grădină zoologică din Austria pictează tablouri. Lucrările acesteia vor fi vândute cu aproape 500 de euro și vor fi însoțite de un certificat. Banii se vor folosi ulterior pentru crearea unei cărți ilustrate. O pandă de la grădina zoologică din Austria uimește prin operele sale de artă. Femela pe nume Yang Yang are 18 ani, iar 2 ani în urmă a dat naștere la 2 gemeni. Cu ajutorul unei pensule din bambuc, aceasta realizează tablouri abstracte, care vor fi ulterior vândute cu aproape 500 de euro. Venitul va fi folosit pentru crearea unei cărți ilustrate despre animăluțele panda din menagerii. Yang Yang wird insgesamt 100 Bilder malen, wie viel sie jeweils pro Tag malt ist unterschiedlich, manchmal sind es nur 3, manchmal sind es bis zu 8. Angajații menageriei spun că stilul lucrărilor variază în fiecare zi, independență de dispoziție. Uneori pictează plină de energie și vigoare, alteori calm și cu precauție. Cei de la grădina zoologică spun că pentru ea este o activitate grozavă. Pentru munca depusă, Yang Yang este remunerată. Ea primește morcovi și cartofi dulci drept recompensă. Merkt, wie sie Spaß macht, sie greift oft schon wirklich aktiv nach einem Pinsel, zieht ihn zu sich heran und fiecare tablou desenat va fi însoțit de un certificat de autenticitate pentru ca cumpărătorul să se asigure că este în posesia unei adevărate opere de artă făcute de o panda. A plouat cu goluri în primul meci al echipei Dinamo Chișinău din preliminariile Ligii Campionilor la futsal. Echipa noastră s-a impus în fața unei formații din Elveția cu 5-4. Joi Dinamo joacă cea de-a doua partidă. Dinamo găzduiește meciurile grupei 1 preliminare ale Ligii Campionilor la futsal Arena FMF. În prima partidă a dat piept cu echipa elvețeană la Show de Fond și a fost condusă cu 2-0. Dinamo s-a trezit și a demonstrat ce poate. Dorin Coceban a redus din diferență, iar în repriza secundă Andrei Negară și Sergiu Munteanu au marcat și ei 3-2 pentru chișinăuieni. Oaspeții nu au renunțat la luptă și au marcat alte două goluri, însă Dinamo a avut de fiecare dată cu ce să răspundă. Dmitri Deleatinski și Sergiu Nicolaiciuc au înscris și campioana Moldovei a câștigat meciul cu 5-4.
Mâine, tot la Ciorescu, Dinamo va juca cel de-al doilea meci al grupei contra grupării TMC Tbilisi. Doar câștigătoarea grupei se va califica în turul 2 al Ligii Campionilor. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul La Sfierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!